Bună seara și bun găsit, dragi prieteni, la o nouă ediție a emisiunii Punctul PI. De data aceasta dezbatem un subiect important care ne vizează pe fiecare dintre noi, dar sub o altă formă mai comestibil și mai digerabil pentru toată lumea, și anume, politica este o artă a furtului din banii publici. Vedem că această artă se perfecționează de la un an la altul. Cei care ocupă diverse demnități publice își exersează aceste prerogative din ce în ce mai bine de la un mandat la altul și, culmea, vin în fața dumneavoastră cu un tupeu extraordinar de puternic, mascat într-o inocență aparentă, în care vă solicită din nou votul. Toate acestea se întâmplă pentru că resursele de bani publici sunt un tezaur neprețuit atât pentru partid, cât și pentru grupările de interese care se află, fie că vorbim la conducerea Consiliului Județean, fie că vorbim de primărie, fie că vorbim la București, la diverse ministere și așa mai departe. Să știți că acest ciorchine de politicieni nu întâmplător se strânge în jurul acestor funcții, pentru că resursele acestea financiare sunt atât de importante pentru ei, încât de cele mai multe ori uită că sunt efemeri în acele funcții și că reprezintă practic destinele comunității și ar trebui să se implice mai mult pentru tot ceea ce înseamnă proiectele care vizează acea comunitate pe care trebuie să o reprezinte. Din nefericire, constatăm cu tristețe că ei privesc aceste resurse ale banului public mai degrabă ca o investiție, ca o bancă de unde își pot retrage cu dobândă în funcție de contractele preferențiale pe care le acordă către firmele de partid sau către firmele de casă a unui înalt demnitar sau altul. Nu dăm exemple, pentru că dumneavoastră știți mai bine la ceea ce mă refer. Ați văzut în viața de fiecare zi cu zi a municipiului Târgu Jiu și a județului Gorj modul acesta preferențial în care se acordă contractele și banii, până ce suvei și până ce direcții se scurg și în ce buzunare, dar cu timpul să știți că toate aceste lucruri vor ieși la lumină și vor intra și sub incidența justiției, pentru că asta așteptăm cu toții, să vedem cine sunt cei vinovați, să-i scoatem la lumină și să ne prezinte adevărul exact așa cum este el și ulterior să plătească pentru toate gesturile și pentru toate faptele care le-au făcut. Așadar, politica a devenit o artă a perfecționării din furtul banilor publici. Dezbatem acest subiect împreună cu dumneavoastră. Aveți numărul de telefon afișat de colegii mei din regie pe ecran pentru a putea intra în toate detaliile acestui subiect. De asemenea, în mediul online ne găsiți pe Facebook, acolo la rubrica Acces TV, prin mesajele și comentariile pe care le trimiteți. Noi o să vă răspundem măsura posibilităților pe care le avem. Astăzi, în fața dumneavoastră, doamnelor și domnilor, președintele USR Gorj, domnul Radu Miruță. Bună seara, bine ați venit! Bună seara, mulțumesc pentru invitație! Și președintele PMP Târgu Jiu, domnul Adi Rovența, bună seara, bine ați venit! Bună seara și vă mulțumesc și eu pentru invitație! Doi tineri politicieni, prin intermediul cărora noi îndrăznim să credem că vom reuși să asanăm toată această viață publică administrativă a județului Gorj, pentru că este atât de tarată de metehnele trecutului, încât tare mi-e mie că aceste improvizații pe care le vedem de la un mandat la altul se vor prelungi în perioada următoare, dacă nu va exista o probă de bună credință și de implicare a generației tinere care este reprezentată în fața dumneavoastră astăzi, zic eu, cu succes. Așadar, haideți să începem cu noastră, domnul Miruță, pentru că știu că ați derulat cu partidul dumneavoastră o campanie de succes în fața căreia oamenii de bună credință zic că ar trebui să-și scoată pălăria fără penal din funcții publice, o campanie grea, o campanie cu multe lovituri, chiar contundente, aș putea spune, la nivel fizic, din partea unor primari care se cred veșnici în funcțiile pe care le ocupă. Așadar, este politica asta până în prezent, în anul 2018, o artă a furtului din banii publici? Domnul Filip, într-adevăr a fost o campanie care ne-a consumat mai multe resurse decât ne-am alocat inițial. Răspunzându-mă întâi la întrebare, da, din păcate și eu observ în jurul meu și prin ceea ce văd și prin rezultatele generate de politicieni care ocupă funcții publice, nu știu dacă chiar la nivel de artă, dar într-adevăr e o activitate în mare măsură țintită spre devalizarea banilor publici. Și e vina politicienilor, dar pe un hoț degeaba îl învinuiești că e hoț. Mai degrabă învinuiești pe cei care ar trebui să aibă repercusiune asupra acelor hoți. Adică, din punctul meu de vedere, politica a ajuns să controleze mai mult decât într-un stat democratic normal. Există instituții care, în fața cărora e absolut vizibil această devalizare a banilor publici, care nu prea iau măsuri împotriva politicienilor, cu toate că au bază legală extrem de clară spre a face așa ceva. Și aici este intrarea într-o buclă din asta foarte periculoasă în care ne tot învârtim. Politicienii încearcă să controleze instituțiile care ar putea lua măsuri împotriva activităților infracționale pe care ei le generează. Fie prin majoritate parlamentară, care are ca și consecință numirea guvernului, care are ca și consecință treaba operativă din țară, numirea
directorilor, numirea persoanelor în vârful acestea a găleții cu lapte. Sunt oameni care, într-adevăr, uită absolut complet că mai au și atribuții de serviciu și de dimineața până seara își consumă statul la birou, focalizându-se doar pe activități, pe cine și cum mai avantajează cheltuirea banilor, cheltuirea care stă în pixul lor. Pe acești oameni, în mod clar, îi numim hoți, îi numim oameni responsabili, însă ei sunt mulți, ei s-au învățat și lor le convine. Nu mai sunt deranjați că sunt arătați cu degetul. Problema e că instituțiile care trebuie să ia măsuri împotriva acestor activități, multe dintre ele par a fi și ele controlate politic, pentru că nu se întâmplă să ia măsuri. Și atunci politicienii se văd și mai puternici, adică văd că încep să controleze și ierarhic superior, adică instituțiile care ar trebui să-i ia pe ei la întrebări. Articolul acela din Constituție, nimeni nu este mai presus de lege, este opțional pentru ei. Vedeți ce se întâmplă în Curtea Constituțională și putem face o dezbatere, dacă vreți, într-o emisiune separată și asupra acestei... Are sens acela, mă scuz, Radu, are sens acel articol în ideea că legea suntem noi, adică nimeni nu-i mai presus de noi. Bun, a încercat și Ludovic povestea asta și n-a sfârșit prea bine. Ideea e că oamenii, într-adevăr, se văd efectele acestor lucruri și încercarea noastră cu fără penal în funcții publice, tocmai acolo a vrut să atingă. A vrut să încerce modificarea legii fundamentale, astfel încât dacă instituțiile nu își fac foarte bine treaba, măcar să mergem o etapă mai sus și să prindem în Constituție imposibilitatea acestor oameni de a mai ocupa o funcție publică. Pentru că dacă ei ajung să ocupe funcție publică, intră în bucla de care vă spuneam mai devreme de protecție din partea unor instituții. Și nu mai prea ai ce să le faci, din păcate, pentru funcționarea statului român. Dar dacă le reteze accesul la a ocupa o funcție publică, nu mai intră în cercul acela în care poate să genereze protecție. Și inițial ei n-au fost foarte reactivi, negativ la ceea ce am încercat noi să facem, pentru că și-au imaginat că nu vom putea strânge semnăturile. În ultima parte a campaniei și în special depunerea la primării și ridicarea proceselor verbale și semnăturilor de la primării, vă mărturisesc că și-au devolat efectiv o atitudine din asta de îndârjire și-au dat seama că ajung ca din semnătura lor, validând acele liste cu semnături, potențial să-și taie accesul funcției proprii pe viitor. Adică au fost primării cum sunt cele de la Peștișani, Bâlteni, a mai fost una, cred că la Câlnic, dacă nu mă înșel, care efectiv au refuzat să... Nu, Țânțăreni, care efectiv au refuzat să înapoieze dosarele cu semnături și procesate și neprocesate, ceea ce e un abuz în serviciu și dincolo de orice extrem de evident. Adică este foarte grav ceea ce ei au primit semnăturile cu proces verbal, unii dintre ei n-au înapoiat fără proces verbal, adică noi acum putem invoca că semnăturile sunt tot la ei, în lipsa lor de cunoștință, ni le-au înapoiat. Unii pur și simplu nu mă interesează, nu semnesc că cine a semnat că le-a luat a fost un prost, eu faceți ce vreți, eu nu vă dau nimic. Uitați-vă la situația primarului Falcă de la Arad, care, în ciuda aparențelor propagate de cei de la PNL, un primar PNL, care a ținut până dincolo de termenul legal în care se puteau depune semnăturile, vreo 12.000 de semnături ale arădenilor. Dar le-a dat ulterior drumul, din câte știu, pentru că a fost... Le-a dat ulterior drumul în măsura în care la ora 4 trebuia să fie... Le-a dat drumul de la Arad vineri și trebuia depuse la Parlament tot vineri. Apoi de la Arad la București nu se prea ajunge într-o jumătate. Da, trebuia să facă formula unui șoferul care a plecat. Uitați-vă la primăria Târgu Jiu, care e tot cu primar PNL și pe care eu nu-l învinovățesc neapărat de o rea credință, dar vă spun că ăsta e rezultatul, a invalidat 48% din semnături, nu neapărat primarul, aparatul primăriei. Aparatul tehnic. Pe chestiuni care sunt dincolo de cadrul legal. Adică e o atitudine surprinzătoare și care ridică câteva semne de întrebare. De ce ai vrea să faci treaba asta? Eu înțeleg că tu ca funcționar vrei să-ți afli, să-ți aperi poziția, să-ți aperi scaunul. Dumneavoastră v-ați axat foarte mult la întrebarea care mi-a adresat-o pe campania dumneavoastră fără penal în funcții publice. Eu aș vrea să îmi spuneți mai degrabă dacă politica este o artă a furtului banilor publici. Păi vă spuneam în prima parte a expunerii că este o artă și eu consider vinovăția în partea instituțiilor care se lasă controlate politic, probabil primind și acei funcționari din instituții diverse avantaje indirect politic.
Domnul Rovența, dumneavoastră, din punctul de vedere al Partidului Mișcarea Populară, cum percepeți modul acesta de a face politică, având în vedere că sunteți opoziție, dar ați avut până mai recent la conducere pe fostul președinte al României, Traian Băsescu? Păi, și care e întrebarea? Adică, dacă l-am avut pe președintele Traian Băsescu, e un lucru bun. Răspundeți-mi dumneavoastră. Da, păi, tocmai asta e un lucru bun. Nu cred că... V-ați simțit vizat de un subterfugiu la această întrebare, de ați reacționat atât de întrebător? Da, având în vedere cum vedem noi lucrurile cu privire la subiectul pe care ni l-a spus, având în vedere că l-am avut pe președintele țării, președintele partidului, adică pe Traian Băsescu. Păi a fost Traian Băsescu implicat în vreo chestie necurată, în vreun furt al banului public? A fost anchetat. Dumneavoastră ați plecat, să spunem, dumneavoastră ați plecat din dar pe o pistă de suspiciune rezonabilă, în timp ce eu făceam poate un titlu de elogiu vis-a-vis de faptul că se spune de fostul președinte al României. De aici vreau să resortul care a stat în spatele inițiativei dumneavoastră. Tocmai asta este problema, pentru că dumneavoastră ați privit cu suspiciune o întrebare de bună credință, ceea ce mie ridică acum un semn de întrebare. De asta v-am întrebat. Poate am înțeles eu greșit. Așa, ia ziceți de băse. Dar nu era vorba aici de băse, vorbim de clasa politică în general și de furtul banului public de către clasa politică care a condus România. Nu e niciun secret și rezultatele se văd clar că o grămadă de bani din avuția statului au ajuns prin diferite contracte frauduloase, unele demonstrate, unele în anchetă în momentul de față, în buzunarele unor așa zici oameni de afaceri sau așa zici politicieni. Deci practic au fost deturnați în cel mai barbar mod posibil. Au fost cazuri chiar și la noi în județul Gorj, deși prea puține scoase la suprafață. Dați-ne un exemplu, ca să știți telespectatorii. Sigur, păi au fost, țin minte, cred că la Peștișani, acel teren neterminat de fotbal sau bază sportivă. Și au mai fost și altele. Asta e unul care îmi vine în minte. Mi-aduc aminte de el și trec când mai am drum în partea aceea a județului. Văd o bucată de beton și un câmp deschis. În rest nu văd absolut nimic. Au și fost atunci o serie de anchete și de arestări. Au fost și condamnări? Condamnări, dar până la urmă nu cred că îi sperie nimic pe oamenii ăștia. Ba dimpotrivă încep să riposteze și încearcă să distrugă instituțiile statului care se ocupă de anchete. Ați văzut și din asta. Au luat prima dată DNA-ul, acum urmează parchetul general și în ultima fază se pare că și dacă Tudorel Toader nu ascultă de ei, îl vor schimba. Adică dacă nu le duce planul ăsta diabolic, e un plan diabolic până la urmă, de a subjuga justiția din România, pentru ce? Pentru a continua furtul sau pentru a acoperi furturile pe care le-au făcut până acum acești politicieni. Subordonarea justiției pe care dumneavoastră o amintați în cele ce spuneți, este cumva un rezultat al corupției și traficului de influență care se face atât la nivel central cât și la nivel județean? E clar că vin mână-mână. De ce ar avea cineva interesul să subordoneze justiția decât dacă are un motiv clar? Să scape niște oameni. Nu am ajuns la nivelul în România în care să spunem că sunt mii de cazuri de abuzuri în justiție câștigate la CEDO de cetățenii ai României și că puterea asta pe care o deține justiția a devenit abuzivă și face ea abuzuri asupra cetățenilor. Haideți să ne exprimăm mai plastic apropo de ceea ce spuneți dumneavoastră. Spre exemplu, asta este poporul, eu sunt puterea, Radu Miruță este justiția. Da. Eu vin și vă fur acel ceas de aur de la mână pentru că meseria este brățară de aur. În ce condiții justiția reprezentată aici de domnul Radu Miruță nu mă poate condamna pe mine? În ce condiții? Da. În care dumneavoastră aveți o pârghie directă asupra viitorului, adică direct. Pârghie direct asupra viitorului carierei pe care l-are Radu Miruță. Nu, adică vă fur meseria care e bărțarea de aur de la mână. Așa. Din punctul meu de vedere, a sărit din discuție și alte etape intermediare. Eu n-aș spune neapărat că justiția în general e supusă politic, dar imaginați-vă că judecătorul decide pe baza unor documente care sunt... La probatoriu, rechizitoriu, sunt realizate de multe alte instituții, expertize, procuratură, ce fac șefii de urmări. Dumneavoastră înglobați tot ce are legătură cu magistrații și cu serviciul ăsta, mă refer ca să simplificăm totul. Da, dar... În ce condiții dumneavoastră nu mă puteți condamna pe mine dacă i-am furat bărțarea, meseria care e bărțarea de aur al lui domnul Rogă? Din perspectiva mea, așa cum mi-am făcut o meseria până acum și cum cunoașteți dumneavoastră, ar fi scurtă ceva atâta timp cât temeiul legal și documentele primite
ar duce spre așa ceva să nu vă condamne. Adică n-ar exista nicio altă variantă. Da, da, dacă are anumite pârghii la dispoziție să-și știrbească ție probatoriu, adică pârghile cu ce lucrezi tu ca și om care judeci, e o problemă. Și de tine ca persoană, cât de bine ești ancorată și profesional și social în tău. Și-a ascuns meseria, domnul Miruță. Și cât de bine ești... Toată, domnule, meseria, lăsați-l, domnule, acolo la mână, să vadă tot poporul. Poți fi influențat de astfel de chestiuni și mai mult decât atât. Aici nu e o chestie personală. Justiția funcționează într-un fel de ping-pong, există măsuri în care se poate face apel, recurs. Problema e la cei care generează documentele pe baza cărora justiția să face treaba. Știți foarte bine că dispar file din dosare, știți foarte bine că odată se ia cu achitare la o instanță, la o altă instanță se ia cu executare și așa mai departe. Pe baza acelui rechizitoriu. Deci eu acum vă spun, eu sunt expert tehnic în calculatoare și în telecomunicații. Când mi se mai întâmplă să fac o expertiză pe la vreo curte de apel sau pe unde mai ajung astfel de spețe, eu cu surprindere merg, cer dosarul ca să văd despre ce e vorba în el, se dă dosarul într-o sală unde sunt 40 de oameni, dosar din care eu pot să rup câte foi vreau. Asta se întâmplă acum. Eu credeam că sunt povești cu pești așa ceva. Eu nu știu dacă dosarul ăla e copiat electronic, din câte am înțeles nu este. Deci e numerotat într-adevăr cu creionul sau cu pixul, dar eu pot să rup 3 pagini din el, îl dau înapoi la arhivă între cei 50 de oameni acolo, nu o să vadă nimeni că am făcut eu treaba asta care să reacționeze și o să vadă judecătorul că lipsesc niște file de la dosar, că o să vadă că lipsește, e sărită numerotarea. Deci asta se întâmplă acum. Alternative, de acord cu noastră, alternative pentru a scăpa de o potențială condamnare există atâta vreme cât ai un ajutor binevenit din interiorul sistemului judiciar. Sistemul per ansamblu. Gândiți-vă la o expertiză. E coruptibil, nu? La o expertiză, nu neapărat informatică, o expertiză din asta care poate fi discutabilă. Dacă rezultatele expertizei sunt în mod intenționat duse într-o altă zonă, judecătorul ce să facă? Ține cont de expertiza făcută de către expert. Gândiți-vă ce se întâmplă la o situație simplă. Se întâmplă, se bat doi oameni și unul, nu știu, moare. Prima oră până vine medicina legală, până vine procurorul, vine un polițist care e chemat prin serviciu de urgență, prin sistemul de urgență. Ce face? Întreabă pe acolo ce s-a întâmplat, cum s-a întâmplat. Și adoptă măsura de ținere preventivă. Cine ce a făcut? De obicei, dacă de acolo lucrurile pornesc intenționat greșit, procurorul când vine prima oră întreabă pe polițist ce a găsit. Și mă rog, mai încearcă ei să refacă ce mai refac. Deci sistemul este făcut astfel încât are foarte multe breșe. Și are foarte multe verigi care în momentul care poate dispare. Aia e o altă vulnerabilitate. Faptul că există verigi și slabe infractorii și... cu notorietate profită tocmai de aceste verigi slabe pe care le-am spus. Nu toți. Eu nu m-aș declara chiar speriat de funcționarea justiției. Uitați-vă la Costa Rica, ceea ce se întâmplă în Costa Rica și Madagascar. Pe mine mă sperie. Eu încă am convingerea că sistemul juridic din România e una dintre chestiile bune care se mai întâmplă în România. Dacă mă înspăimântă cum încearcă ei să-și chiopăteze acest sistem, pentru că își dau seama că sistemul e cel care le poate pune lor bețe în roate. Dacă nu mă înșel, Anatol Franț a făcut o afirmație referitoare la justiție, pentru că legile de obicei le interzic oamenilor în egală măsură să fure pâine și să doarmă sub poduri. Restul e interpretabil. Mă rog, acum știi ce spunea și Eminescu al nostru, că religia e o frază de dânsi inventată, că acolo e puterea să te aplece în juc. Se poate spune pe și legea e cam același lucru. Da, e flexibilă în fața celor puternici și dacă se poate de dură în fața celor slabi. Da, vedeți că un stat sănătos și un stat puternic ar trebui să aibă mecanisme de autoverificare din partea entităților care generează astfel de lucruri. Actualmente, curtea constituțională este numită politic. Domnule Miruță, sunt de acord cu dumneavoastră vis-a-vis de politizarea unor anumite instituții care trebuia să vegheze la imparțialitatea justiției. De acord cu dumneavoastră. Dar atâta vreme cât omul acela de plecat în Madagascar a fost descoperit cu un prejudiciu clar de 120 de milioane de euro și este condamnat cu suspendare, despre ce echilibru, despre ce echidistanță, despre ce obiectivitate a justiției. Care faceți, o știu eu pentru că am studiat în cele mai mici detalii. Adică vorbim de judecători în alta curte de casație, în alta curte de casație și justiție din Cluj, care dau, deși există prejudiciu uriaș de altfel, există și faptele, 4 ani cu suspendare. Acum, eu nu vreau să pic pe toboganul acesta, însă... Nu, e o realitate, nu e nicio speculație. Nu vă contrazic, însă vă spun cinstit că și eu am fost tentat de multe ori să merg pe fenta asta. Un proces, un dosar e o chestiune complexă, mai ales un dosar cu asemenea și cu atâtea entități implicate. E greu și pentru judecător, studiază filele respective zile întregi.
O persoană care vede un titlu într-un ziar e destul de puțin probabil. Dumneavoastră încercați să creați circunstanțe atenuante pentru cei care au emis acele sentințe judecătorești și încercați pe de altă parte să flexibilizați poziția celor care se află în presă, ceea ce nu cred că este vorba de imparțialitate. Eu de multe ori am fost pus în poziția să cred o informație și mergând spre a analiza, nu înseamnă că informația a fost dată cu rea credință, înseamnă că n-a fost înțeles în întregime contextul. Sunt dosari care se cară cu acel cărucior metalic care îl vezi la supermarket. Nu cred că poate să înțeleagă o anumită persoană toată speța aia pe ansamblu. E greu și pentru completul de 5 judecători. Adică de multe ori într-un dosar ne uităm la partea care ne convine. Să știți că eu încă am încredere în justiție și cred că e o chestiune care se întâmplă bine în România. Domnul Rovența, aș vrea să-mi comentați, vă rog, din punct de vedere al justiției și al resorturilor care se ascund în spate, bineînțeles, și pârghile de influență politică, acele cazuri din Costa Rica, știți foarte bine, fosta membra a dumneavoastră de partid, Elena Udrea, și Radu Mazăre, cel plecat în Madagascar. Cât de imparțial a fost justiția acolo? Nivelul de parțial, de imparțial sau de părtinitor sau de părtinitoare. Cel mai ușor mod de a complica lucrurile sau de a duce lucrurile la un sfârșit improbabil e să aduci cât mai multe documente, cât mai multe expertize, cât mai multe chestii. E una din strategiile lor? Cu care să lungești mâna, îi zăpăci, da, pe corectitudinea unei decizii. Așa. Așa s-a întâmplat și în ambele cazuri, din punctul meu de vedere. Și cei doi au dus judecata asta aproape în derizoriu, din punctul meu de vedere. Și cât mai departe, într-un orizont cât mai îndepărtat. Iar când au avut, pentru că acești oameni au avut niște pârghi în statul român, oameni care i-au informat, asta este părerea mea sinceră. Că au fost oameni peste tot, care, i-au informat despre un posibil verdict. În momentul în care au aflat că verdictul va fi în defavoarea lor, au fugit. Și de ce nu se recuperează prejudiciul ăsta imens? Și asta mă interesează. Și nu sunt primii. Gândiți-vă că nu mă interesează condamnarea cu ei. Un om foarte important au din fost România, mulți. Sebastian Ghiță. Omul care a informatizat... Să nu uităm și pe Radu Popovici, unde vorbim de prejudiciu colosal la acest. Și Sebastian Ghiță e unul dintre ele. Ghiță a informatizat o mare parte din serviciile de informații române. STS-ul, dacă nu mă înșel, SRI-ul și așa mai departe. Și poate să reprezintă un pericol de securitate, de siguranță națională real. Și tot s-a ajuns în așa fel încât să nu poată fi recuperat. Și e la doi pași. Toată lumea știe că e la Belgrad, da, doar s-a pozat. E la doi pași de Belgrad. Nu există acord de extradare între statele respective. Nu, au făcut în așa fel încât să-i facă un dosar prin care justiția de acolo să ceară dreptul de a fi primii... Drept de ședere. Da, la, mie greu să mă pronunț asupra deciziilor date de instanță. Pot să vă spun altceva? Și eu am fost curios când se tot spunea cu acest stat paralel, cu acești oameni condamnați pe nedrept, cu foarte multe cazuri de persoane care au fost achitate și derulate pe televiziunile naționale la ore de maximă audiență. Să știți că situația nu e chiar așa. Statistic, domnul Tudorel Toader spune că 10,5% din persoanele condamnate inițial și-au găsit nevinovăția, iar CSM-ul spune 9,5%, deci undeva la 10% e acest procent. Dintre cei condamnați inițial de procuror, s-a dovedit nevinovăția 10% dintre ei. Ceea ce, într-adevăr, plecând de la principiu că decât să condamne un om nevinovat, mai bine scapă 10 vinovați al judecătorilor, e dureros. Însă, la nivelul Uniunii Europene, țărilor civilizate din Uniunea Europeană, această medie de vreo 14%. Adică justiția nu e o chestiune cum lucrezi la serviciu cu electron și cu instrucțiuni programate care funcționează perfect. Justiția e o chestiune care funcționează pe baza oamenilor, pe baza interpretării unor legi, iar un procent de 10% comparativ cu 14% în țările mai civilizate, din punctul meu de vedere, nu e chiar îngrijorător. Ce se întâmplă de multe ori e să se deruleze într-adevăr doar aceste cazuri care sunt regretabile. Eu nu spun că oamenii aceia au meritat să fie condamnați dacă ei și-au dovedit nevinovăția. Însă face parte dintr-un sistem, sunt rezultate în un sistem care nu e perfect. Nu putem pretinde ca un sistem uman să fie absolut perfect. Trebuie să-l comparăm cu alte sisteme în țările în care noi recunoaștem funcționarea acestui sistem. De 10% versus 14% sunt chestiuni oficiale. 10% din condamnații
din România își dovedesc într-adevăr nevinovăția în instanță. Îmi pare rău pentru ei, n-aș vrea să mă număr între ei. Multora li s-au distrus cariere și vieți private și așa mai departe, dar ăsta e sistemul. Se fac, domnul Rovența, compromisuri între magistrați și politicienii care se află cu resorturile importante ale puterii în mână? Aici, și dacă aș avea o părere, n-ar putea să reprezinte adevărul, pentru că și dacă spune da și dacă spune nu, n-am nicio garanție a spuselor mele, n-am de cum să demonstrez. Dar apropieri, cum am văzut în ultimul timp, au fost. În momentul în care îl vezi pe Dragnea cu Chioveși în poză, unul lângă altul, în care și Chioveși... Cu statul paralel în brațe, da. Nu vorbim despre statul paralel, vorbim doar de apropierea 4-5 persoane, vorbim de un stat paralel cu totul. Un stat paralel cu totul ar trebui să fie mult mai amplu și mai... Și mai numeros. Dar în momentul în care Chioveși spune că niciodată nu a participat și n-a stat de vorbă și n-a avut nicio apropiere față de politicieni și apare o poză de genul ăla, Nu pot decât să cred că și alte lucruri pe care ni le-a spus ea nu au fost adevărate. Trăim cu toții în județul Gorj, în municipiul Târgu Jiu. Vedem și comunele și orașele din județul Gorj cum arată. Am văzut, pe de altă parte, un municipiu Târgu Jiu condus 17 ani de către Florin Cârciumaru, actualmente senator al Partidului Social Democrat. Am văzut un Ion Călinoiu la conducerea județului timp de 3 mandate președinte al Consiliului Județean, 12 ani și 2 mandate, dacă nu mă înșel, 8 ani vicepreședinte al Consiliului Județean. Ce s-a întâmplat în toată această perioadă în județul Gorj? Pentru că nu am văzut niciunul dintre personajele cheie în pârghile de decizii la nivel administrativ reținut de justiție. Dacă stăm și ne uităm la vecinii noștri în Mehedinți, l-am văzut pe Adrian Duicu, președintele Consiliului Județean. La Dolj, la sud de noi, în Craiova, l-am văzut pe Solomon, la fel reținut. În Vâlcea, la fel, nu mai vorbesc. În Pitești, în Argeș, pe domnul Pendiuc, primar acolo de 7-8 mandate. A fost o enclavă pentru justiție județul Gorj? Eu nu pot să știu. Adică eu nu eram implicat în politică, eram la studii în perioada respectivă. Nu știu toate dedesubturile făcute de acești oameni specificați de dumneavoastră, însă sunt absolut convins de capacitatea acestor persoane, uitându-mă la rezultatele rămase după trecerea acestor oameni la conducerea județului Gorj. Județul Gorj este la distanță... O mică Sirie. Este la distanță foarte mare, pe ultimul loc la atragerea de investiții. Dureros, am discutat ieri, da. Extraordinar. Deci este pe ultimul loc, dar știți cum e? Că una e să fie pe ultimul și cel de dinainte, dar să fie puțin înainte, și alta e să fie ordin de mărime distanță între voi aproape. Vedem din ce în ce mai depopulat, îmi spunea cineva de la Evidența Populației că e uimit de graficele care le face lunar privind depopularea județului Gorj. Deci pleacă gorjenii pe capete. Pleacă gorjenii de un exod masiv. O plecare cu o anumită frecvență care a ajuns să uimească pe cei care se ocupă de așa ceva și care văd evoluția de ani de zile. Astea sunt niște rezultate care, fără să știu amănuntul prin care s-au manifestat funcția persoanele specificate de dumneavoastră, mă fac să cred că fie au făcut o curea credință, fie au făcut o nepricepere. Pentru că rezultatele rămase după acești oameni sunt dezastruoase. Și în completarea celor spuse și ca o radiografie a atitudinii acestor persoane față de cele întâmplate, vă reamintesc numai de mult, acum 2 săptămâni, reportajul acelui post de televiziune național cu privire la canalizarea de la Arenca, când s-a mers să li se ia câte o poziție persoanelor respective și fie au dat bil cu fugiții, fie n-au știut să legi un subiect, fugea, era alergat să legi un subiect de predicat. Pe niște chestiuni făcute în mandatul lor, o chestiune probabil între puținele ieșite la iveală, care întâmplător nu e chiar o sumă mică, e de vreo 4 milioane de euro. Și gândiți-vă câte altele mai sunt despre care noi nu știm, nedescoperite. Deci e tragic ce s-a întâmplat în acea perioadă prin vizualizarea și analiza rezultatelor de acum. Noi abia acum simțim efectele la modul în care a fost guvernat în Gorj în ultimii 20 de ani. E abia începutul. Mi-e teamă că nu le simțim pe toate. Adi Rovența, te rog. Rezultatele, cum a spus și Radu, sunt... De fapt, chiar mai mult decât a spus Radu, din punctul meu de vedere, am rămas în timp 20 de ani. Totuși l-am avut pe Victor Ponta prim-ministru 3 ani de zile. De ce nu s-a mișcat nici în acea perioadă? Cine e vinovat? Ponta are acolo ca pârghie de decizie sau ăștia de aici care nu au accesat pârghile de decizie de acolo? Radu a vorbit pe cifre. Eu vreau să vorbesc efectiv de ce văd cu ochii mei. Aseară la ora 11 eram în zona gării, nu am văzut un om pe stradă. Multe
serii în care nu mai vezi oameni pe stradă. Eu mi-aduc aminte, Leo, când eram tânăr. Și bă, nu suntem departe de vârsta unul de celălalt. Când eram în liceu, tot centru, de când începea vacanța de vară până se termina, era plin de tineri, nu găseai un loc pe bancă. Tineri care se plimbau prin parc, prin centru, peste tot. Nu mai avem. Tinerii aia au crescut, au plecat și au plecat din Târgu Jiu. Da. Au plecat din Târgu Jiu. Păi de ce credem noi că au plecat din Târgu Jiu? Noi, cei care au rămas. Din cauza că cei care trebuiau să se ocupe de viitoarea bunăstarea acestor tineri și-au bătut joc pentru că nu s-au priceput, pentru că nu au fost rău intenționat sau poate chiar din ambele motive. Mie mi se pare că acești politicieni irresponsabili nici măcar nu gândesc în perspectivă. Situația asta de la Gori și în special de la Târgu Jiu, în care cam toate lucrurile se fac doar pe combinații, descurajează foarte mulți tine care ar fi poate tentat să se întoarcă la Târgu Jiu. Deci eu sunt foarte bun, da? Am fost olimpic, nu știu pe unde, mi-am făcut facultate, am făcut un doctorat, am părinții acolo, mă trage așa zis ața, acolo vreau să mă întorc, dar trebuie să-mi găsesc și eu un serviciu. Sunt bun, poate că aduce plus valoare la finanțe, la primărie, la prefectură, la mediu. Dar acolo e aproape politizat totul. Mi se spune că mă duc degeaba la concurs, că nu-i pentru mine postul. Și asta generează pierdere în primă fază pentru instituția respectivă, că nu sunt oameni specialiști care să-și facă meseria cum trebuie. Și în a doua etapă pentru cei care rămân în municipiul Târgu Jiu și în județul Gorj. Pentru că acest ciclu în care se descurajează oamenii buni să vină dacă nu vin printr-o ușă politică, descurajează oamenii care n-ar avea treabă cu mediul politic să se mai gândească că se pot întoarce la Târgu Jiu. Și atunci care e viziunea pe viitor, care e viziunea, da, pleonazmul dacă mi-e permis, al acestor responsabili? Dacă ei nu au nicio grijă pentru 2 ani după ce le expiră mandatul. Radu, dar e vorba de un dezinteres total de ceea ce reprezintă societatea din Târgu Jiu. Ceea ce spuneți dumneavoastră, da, este foarte grav, pentru că pe de o parte îi descurajează pe cei calificați din străinătate sau cu resurse financiare să vină să investească aici, îi descurajează total și nu mai vin, iar pe de altă parte le dau un șut, le dau un imbold în stilul caracteristic celor pregătiți să plece din nou peste hotare. Și aici vorbim de o armată de politruci care au împânzit instituțiile statului și care reglează de cele mai multe ori în favoarea grupurilor de interes sau partidului tot ceea ce se vorbesc în acele instituții și administrații. Aproape de implozie. Uitați-vă cu toții, mergem prin diverse instituții. Organigramele sunt supra-sofocate. Pentru chestiuni personale, pe lângă faptul că sunt supra-sofisticate, greu găsești cât un om bun pe meseria lui care să judece câte o speță. Greu găsești pe cineva căruia te poți adresa să înțeleagă problema pe care o ai. Sunt oameni care sunt speriați și prima atitudine e de a te trimite în altă parte. Da. Te trimite, nu sunt eu, domnule, e altul. Du-te în partea aia, du-te în partea aia. Omul pleacă înnebunit. Înnebunit. Aveam în facultate un coleg care acum lucrează prin Statele Unite, aveam și eu și el bursă. Eu mă duceam să o iau, el nu se ducea să o ia până ni s-a pus pe card. Și îmi spunea, Radu, atât de mult îmi consum energie psihonervoasă la secretariat, încât mă lipsesc de banii ăia. Mai mult îmi consum ideea de a merge să-mi iau burt. Și era o facultate care funcționează totuși cât de cât față de altele. Uitați-vă la situația de la Târgu Jiu. Mie mi-a fost propus anul trecut să predau o materie la Constantin Brâncuș. Am venit, am acceptat-o, am făcut cursul modificat de cel pe care îl prezint la București. A fost o prezență fantastică la curs, a terminat materia în luna mai. Acum suntem în luna octombrie și nu am primit niciun ban din februarie până în mai. Am fost de 7-8 ori să întreb despre plata cu ora, fișe, nici nu mă mai știu că deci din mai, stați, deci din mai. Deci am început în februarie și s-a terminat cursul la sfârșitul mai. Eu n-am primit de februarie, martie, aprilie, mai, nici până în octombrie. Am fost de vreo 8 ori până când m-am plictisit să mă mai duc. M-am gândit să le fac la ITM o sesizare, că e contract de colaborare, e contract oficial, dar mă lipsesc. Și nu vi-au dat bani nici acum. Adică sunt, și eu efectiv am modificat un curs pentru plata cu ora, care e vreo 5 sau 6 lei ora, să nu credeți că e sumă prea mare de bani. Am modificat un curs pe care îl predau de vreo 5 ani de zile la Facultatea de Electronică și Telecomunicație de la Politehnica București. Și am dat examen parțial, am făcut tot felul de pregătire cu studenți, erau 24 în grupă și la absolut fiecare curs au venit minim 21.
Deci, adică, ați intrat în încadrarea muncă din februarie, suntem în luna octombrie și n-ați primit n-am primit bani în februarie, martie, aprilie, mai. Ce să vă spun mai mult de atât? Am întrebat că nu s-a făcut fișierul de plata cura, că o să se dea luna viitoare când mergi la birou. Ii nu m-am mai dus nicăieri. Dar eu nu mai vreau să aud de faptul că dacă m-a rugat cineva să mai fac un curs. Am făcut-o de plăcerea mea. Nu, se pare bătaie de joc. Păi, și un exemplu minor. Da, uite, asta chiar e o bătaie de joc. Îți vin oameni care au o oarecare pregătire, o expertiză, un background de la o universitate de prestigiu, vine să aducă un plus valoare studenților pe care vor care vor au fost avea și diploma, mare, nici, numele universității tale și tu ce faci? Îl iei în derădere. Îl pui să muncească, să zic că din luna februarie să nu-i dai bani până la octombrie. Radu nu stă, nu trăiește din bani. Da, e vorba de 600-700 de lei. Nu, e vorba de atitudinea efectivă care o ai față de profesor, că cel care a fost profesor de universitate acolo. Să înțeleagă și oamenii că nu e vorba de bani, e vorba de atitudinea pe care au avut-o față de el și nu este singurul caz. Sunt multe cazuri, cum vorbea Radu, în instituții publice, în care sunt anumiți oameni în stare să facă mai mult, să aducă un plus valoare mai mult departamentului în care lucrează, poate să-l și conducă și tot timpul fața le va fi luată de unul care vine pe o pilă de partid, pe o cumetrie cu cine știe ce șef. Sau are viteză la lipit afișe, dă cu trafaletul repede. Păi tocmai, nu mai dăm exemple de ce, ce da. Și cum. Și oamenii care sunt competenți, tot timpul sunt împiși la o parte de niște incompetenți care ne conduc soarta și ne-au adus și ne vor duce în sapă de lemn. Nu vreau să se înțeleagă că mie nu m-a împins nimeni la o parte. M-a împins situația când mai vreau să am de-a face cu astfel de oameni. Tocmai asta zic. Și vedem exemple. Au fost articole în ziar când apare cât o persoană angajată care n-are nicio legătură cu universitatea. Dar vedem noi toți pe la instituții, pe unde mergem. Tocmai pe asta e o chestie care... Luăm rapid, colegii din regiune spun că trebuie să luăm rapid o scurtă pauză de publicitate și o să revenim la politica, arta furtului din banii publici noastre. Dacă aveți cunoștință despre astfel de fapte, vă rog să ne sunați, să intervenim în direct și să ne spuneți ca noi ulterior să ne ocupăm de subiectul pe care noastră îl sesizați. Publicitate și revenim. Refuză să lucrezi în condiții de nesiguranță. Indiferența poate ucide. Instruiește-te. Poartă echipament de protecție. Familia te așteaptă acasă. O campanie inițiată de Inspecția Muncii și organizată de ITM Gorj. Hei voi, oameni frumoși, știți despre ce e vorba? E timpul să avem copii activi, mereu joviali și prinși în cele mai frumoase și energice activități. Să aibă spirit liber și să fie experți în comunicare. Sunt Andreea Chirițescu și vă aștept cu brațele mele larg deschise la cursul de dezvoltare personală și gestionarea emoțiilor. Cursurile școlii mele de teatru se vor desfășura în perioada 24 septembrie-24 decembrie. Haideți să ne bucurăm împreună! Cel mai nou și modern salon de înfrumusețare din orașul Târgu Jiu, Rina Beauty House, își așteaptă clienții cu servicii de înfrumusețare complete, la cele mai accesibile prețuri, într-un ambient extrem de plăcut. Coafiură și îngrijirea părului, tratamente pentru toate tipurile de păr, cosmetică, tratamente faciale, epilare definitivă, tratamente împotriva ridurilor, acneei, pistruilor sau petelor pigmentare, stilizarea sprâncenelor, manicură și pedicură, extensii de păr, extensii de gene fir cu fir. Punctele noastre forte sunt: deținem aparatură de ultimă generație, oferim cele mai noi servicii de înfrumusețare apărute pe piață, oferim o gamă variată de servicii de înfrumusețare, fidelizăm clienții prin abonamente și îi surprindem cu reduceri spectaculoase, mediu primitor ce împie la relaxare, personal amabil și bine pregătit. Salonul este aflat într-o zonă centrală ușor accesibilă și nu în ultimul rând, cafeaua este din partea casei. Fă-ne o vizită, iar noi ne vom ocupa de întreținerea frumuseții tale. Ne găsiți în Târgu Jiu, strada Calea Eroilor, numărul 28, în spatele Colegiului Național Tudor Vladimirescu. Sau pe Facebook și Instagram Rina Beauty House. Programări la numărul de telefon 0353 401 880. Simte-te frumoasă cu Rina Beauty House.
Ai un startup business? Ești o corporație care deja și-a format un renume? Alătură-te nouă! Ne folosim toate resursele pentru a te ghida spre succes! Spoturile publicitare create de Acces TV și Radio Omega pun în lumină afacerea ta, făcând-o să devină o adevărată vedetă pentru clienții care vor plăti bilet de intrare ca să se bucure de ce are de oferit. Noi punem preț pe primul impact și crearea unei legături între orice tip de client cu afacerea ta. Te așteptăm la sediul nostru din strada Alexandru Vlahuță, bloc 3, etaj 1, sau contactează-ne la numărul de telefon 0755 11 55 85. O colaborare de excepție are un singur rezultat: realizarea unui proiect de succes. Ce faci acolo, tati? Uite, repară aragazul, dragă. Și nu e periculos? Deloc, draga mea. Trebuia să chemi un specialist. Lasă că știu eu ce fac. Gata, am terminat. Nu-ți asuma niciun risc. Renunță. Improvizațiile sunt catastrofale. O campanie de informare inițiată de Inspectoratul General pentru Situații de Urgență și E.ON România. Via Vai te așteaptă cu cea mai delicioasă pizza din oraș. Numai la Via Vai găsești pizza gigant la numai 35 de lei pentru toată familia. Sau ia-ți prietenii și vino la un espresso happy hours la doar 3 lei zilnic până în ora 11. În plus, te invităm să experimentezi gusturi noi de pizza, paste și preparate specifice la prețuri cum nu mai găsești. Pentru cei ce sunt la serviciu sau acasă, se livrează. Comenzi la telefon 0253 240024. Am revenit, dragi prieteni, la dezbaterea noastră din această seară, politica, arta furtului din banii publici. Și pe timpul pauzei de publicitate mai făceam și o comparație mai plastică vis-a-vis de ce înseamnă politica. Este mai degrabă un spital de nebuni în care, dacă intri normal, șansele să ieși pe ușa ailaltă, oricum decât normal, sunt foarte mari. În continuare, alături de noi, invitații noștri din această seară, Radu Miruță, președintele USR Gorj, și Adi Rovența, președintele PMP Târgu Jiu. De asemenea, dumneavoastră, dacă știți din comunitățile de unde faceți parte de acolo, fie că e vorba de comune, fie că e vorba de orașe sau de municipii, dacă știți modul în care lucrează administrația și dacă mai dă cu jol așa în borcanul cu miere al banilor publici și după aia vin în fața dumneavoastră și spun că nici miere n-au mâncat și nici ceva dulce nu le curge prin colțul gurii, sunați și spuneți-ne în direct aici și noi o să preluăm mai departe subiectele acestea. Așadar, stimați invitați, borcanul ăsta cu miere al banilor publici este foarte tentant și pentru putere și pentru opoziție. De ce, în general, oamenii aceștia care dețin pârghiile și resorturile puterii nu se mulțumesc în a face ceva pentru comunitate și sunt preocupați doar de a-și băga la bani borcanul cu miere? Pentru că, din punctul meu de vedere, mulți dintre oamenii intrați în politică au intrat în politică fără un fundament al unei meserii, al unei puși activități. Pe căpătuială, de asta intră, e simplu. Un om fără meserie, care nu are nicio altă variantă decât politica, încearcă să-și calce pe cadavrele din față pentru a-și menține un venit. Un om care, înainte să intre în politică, a făcut și altfel de activități și a dovedit profesionalismul într-o chestiune paralelă cu politica, poate fi măcar suspectat de faptul că intră în politică să încerce să vindece o parte din nebuni care făcea dumneavoastră referire. Din acei oameni care sunt nebuni în spitalul acela de nebuni, sunt și câteva variante. Fie intră un doctor bun și însănătoșește o parte din ei, fie intră mai mulți oameni care nu sunt nebuni și scot nebunii afară din clădire. Sau și fie mai sunt sub acoperire acolo, da. Sau fie nebunii și sub acoperire, da. Aia e lupta cea mare. Dacă nebunii din clădirea respectivă sunt mai mulți sau mai puțini decât cei care doresc să intre în clădirea respectivă. Și politica dumneavoastră, cum vi se pare până acum? Eu vă spun politica mea, nu pot să vorbesc. Nu, vorbim la modul general. PSD, PNL, ALDE, PMP. Mi se pare că încearcă să pună faianță luxoasă și granit pe jos în acel spital de nebuni și să stea fiecare cât mai bine încât o cameră a acelui spital de unde să dirigeze restul camerelor. Asta e ce mi se pare. Ei da, o comparație de plastică și adevărată. Ei nu gândesc în afara perimetrului clădirii respective. Da, râde în glumii, dar nu părăsim incinta. Interesează doar ce se întâmplă în grupul lor restrâns de interes. Domnul Rovența. Dacă e să fac și eu acum comparație cu spitalul de nebun, le spun la jumătate că cealaltă jumătate vor să-i omoare și în timp ce să omoară unii dintre alții, ei stau la masă și mănâncă. Da, asta mâncarea e gândirea Lăbăsescu, tipica Lăbăsescu. Nu, mâncarea tuturor. Și mănâncă din mâncarea tuturor. Asta fac de fapt.
fapt. Că asta, asta, bine că și făcut, Neanicu asta e mare afacerist acolo în partidul dumneavoastră. Tot, au făcut foarte mult timp. Primele două partide mari au încercat să-și împartă simpatizanții în două trupe mari și să-i învrăjbească unii împotriva celorlalt în timp ce ei își făceau manevrele împreună. Treaba asta s-a întâmplat de mai mult de ori. De chestiile astea care și se folosește chiar și în organizațiile mici. Îi învrăjbesc unii împotriva altora. Cine crezi că va fi candidatul PSD-ului? Pentru că vedem fel de fel de formule din acestea ridicole, vedem fel de fel de anunțuri din acestea bombastice, chiar pompoase, care de cele mai multe ori nu reprezintă punctul de vedere al Partidului Social Democrat, în vreme ce această formațiune politică este frământată candidatul de lupte interne. Unde? Și la primăria municipiului Târgu Jiu. Și de un fragmentarism cum rar a fost să vedem în ultimii 20 de ani. Există două variante. Ori au interesul să păstreze în continuare o formă de opoziție, între ghilimele, adică să rămână cu Consiliul Local și să-l lase pe Romanescu să-și mai ia încă un mandat, astfel ei scăpând de ochiul critic al oamenilor, de ochiul critic al oamenilor din Târgu Jiu, că ei n-au făcut nimic 16 ani. Păi lasă frumos pe Romanescu două mandate, 8 ani, și după 8 ani ei mai ia încă 16. Sau poate mai ia 20. Deci credeți că este o strategie de dălăsare aceasta? Poate să fie și asta. Ori vin cu un personaj politic care să aibă credibilitate. Cine, domnul Rovență? Eu cred că numai cineva tânăr ar putea este, să este o strategie aceasta în interior Partidul Social Democrat, Gorj? Deci din cei în vârstă, vă spun sincer, din cei în vârstă care sunt în PSD, niciunul nu mai are credibilitate în fața oamenilor. Niciunul. Păi după ce Călina a luat 3% ca independent, niciunul din cei în vârstă din PSD, adică cei peste 40-50 de ani, nu mai au credibilitate. Sunt lăsați. Dacă ar pune domnul un candidat până în 45 de ani, poate ar avea credibilitate. Sunt lăsați, în rest, n-au nicio șansă. Sunt lăsați gușterii să noată la suprafață în vreme ce rechinii stau în continuare în ape adânci în PSD? Păi oricum rechinii și-au umplut deja camara. Au cămară, au conserve în cămară, rechinii, dar n-au ce să facă. Păi dar n-a văzut că gușterii deocamdată se agită pe la suprafață acum, în vreme ce rechinii stau tăcuți, tocmai asta e problema. Greșeala lor. Dacă fac chestia asta, e greșeala lor. Oricum, eu nu cred în nicio variantă care a fost până acum scoasă pe media, că va fi X, Y sau Z. Nu știu câte variante au zis că va fi unul sau altul. Niciunul din cei care au fost prezentați până acum nu va fi candidat. Niciunul. Domnul eu nu cred că PSD are... Ce fac ei e treaba lor. Însă eu nu cred că au candidat deocamdată la primăria Târgu Jiu. Nici n-am mai făcut sondaje. Dacă aveau pe cineva în care îi credeau... Domnul Iuță, vreau să vă întreb dumneavoastră, spuneți că nu au sondaje. Nu au candidat. Dumneavoastră credeți că este posibil să apeleze la surse de import pentru a încerca să-și redobândească controlul asupra primăriei? Sau, împotrivă, se vor îndârji în jocul acestea interne încât vor fi atât de acaparați, în practic vor ceda luptele pentru Consiliul Județean și pentru primărie? Mi-e greu să previzionez treaba asta și să vă spun de ce. Oamenii care ar putea fi considerați de import, dacă sunt oameni de bună credință, nu cred că o să accepte povestea cu jocul alături de PSD. Da, nu cred că vor face joc de glezne. Deci oamenii capabili, oamenii serioși, care ar aduce un plus valoare, nu cred că o să fie atrași de apartenența la PSD. De altă parte, nici nu cred că sunt dezinteresați, adică împotriva tuturor speculațiilor. Nu cred că un partid nu-și dorește să aibă primăria municipiului Târgu Jiu. Cred că își doresc le rușine să recunoască. Recurg boalele la gură, da. Le rușine să recunoască. Nu știu ce o să facă. Eu m-aș bucura să nu facă mare lucru, pentru că încă mai sunt oameni care votează cu partidul și nu neapărat cu omul. Și din perspectiva asta ei adună niște voturi. Față de cele spuse de domnul Rovența, eu nu i-aș vedea nici pe cei tineri. Adică și cei tineri care ar intra într-o astfel de luptă pleacă cu un bolovan legat de picioare. Cât timp stau la masa care se discută doar chestiuni mizere și chestiuni dincolo de limita legii și acceptă astfel de discuții, au un mare dezavantaj din start. Nu poți să-mi spui tu mie acum că ești tânăr genial prin PSD, când tu la toate ședințele de birou județean, la toate ședințele naționale, ai mers acolo ca o statuie și ai acceptat și ai înghițit și ce în mintea ta ți se părea că e fără sens și dincolo de a fi rumegat. Dacă accepți astfel de lucruri, și legea într-o situație civilă te consideră culpabil.
Da? Dacă eu stau la masă cu dumneavoastră și mă văd că dumneavoastră furați și eu tac și se dovedește că am fost de față cu dumneavoastră, eu sunt învinuit. Da? Nu mai este prevederea aceea de tăinuire. Pentru tăinuire, da. Da, bine. Acești tineri din PSD, eu nu spun, e un partid mare și sunt convins că are resurse, are oameni capabili. Are oameni e mai degrabă un uriaș cu picioare de lut. La dar e un elefant din ăsta care cred că am devenit cu foarte dacă multe metastaze în interior. Da. Și, mă rog, e treaba fiecăruia, însă eu îi consider... Va. Învinovățiți pe tineri, vinovați pe tineri din PSD, că tolerează astfel de lucruri. Haideți să facem tot o exprimare plastică. Ce părere aveți dacă cei de la PSD este un elefant care este destul de slăbit și cu metastaze interioare? Ce părere, nu știu ce să zicem, potărnichia de la PSD, de la PMP se mișcă repede și ce spune dumneavoastră la USR, cu ce se compară pe cei de la USR? Cu ce vreți dumneavoastră? Noi încercăm să ne vedem de treabă ca după un parcurs de câțiva ani de zile, oamenii să observe asta. Să vedem o comparație cu cei de la USR. Sunteți liberi. Zice dumneavoastră, domnul Rovența. Ce comparație? Nu cred că are rostul să... O, e relevant. Povestea e că PSD e un grup de oameni destul de extins, conține și persoane bine pregătite profesional, dar care au problema asta de a se asocia discuțiilor și chestiunilor ilegale. Vreau să adaug și eu, Radu, că ce am spus în legătură cu candidatul tânăr, în ideea pentru e mai bine decât varianta proastă, pentru electoratul evident, PSD. Pentru că electoratul PSD nu dispare peste noapte. Au și electoratul lor. Ca orice ca multe partide din România. Aia, s-ar putea întâmpla ca electoratul lor să iasă la vot, pentru că chiar electoratul lor nu va mai ieși la vot dacă nu vor vedea o persoană care să le aducă dezinteres față de populația din Târgu Jiu, s-ar putea întâmpla să se trezească doar ei cu electoratul lor într-un con mare de umbră și într-un oraș pustit și izolat de ce se întâmplă lucrurile în România. Asta dacă faceți o previziune apocaliptică, destul de improbabilă... E semi-apocaliptică care... deja. Haideți să nu dramatizăm. Nu spun că e foarte probabil, dar spun că toate chestiunile astea țin dezvoltarea județului la un ritm foarte scăzut. Da? Lumea se dezvoltă în general, dar dacă alții se dezvoltă cu pași mult mai mari și noi trebuie să plătim polițele astea ale oamenilor care fac astfel de jocuri, ne dezvoltăm și noi cum ne dezvoltăm, dar cu un ritm mult mai slăbit, mult mai mic decât ceilalți. Și e greu să mai ținem piept celorlalți. Dumneavoastră vorbiți practic de un val de prosperitate care invadează orașele de la granița Arad, Timișoara și așa mai departe. Să punem București. Da. București, mă rog, așa, capitala țării, Brașovul. Dar păi și Bucureștiul nu-i condus tot de PSD. Cum la București? Bucureștiul vine pe un cu totul alt resort, să nu uităm că pentru prima dată în 2016 PSD-ul a câștigat primările de sector, da, plus primăria municipiului București. Așa că vine pe un alt la noi fond, se vrea să fim săraci și proști mai pe românește, ca să mai tăiem așa din eu cenzură. Eu vreau să vă spun altceva. Cam asta să vrea. Dacă 7-8 ani de zile lucrurile ar funcționa transparent și coordonate de oameni care și-au dovedit profesionalismul la Târgu Jiu, eu am convingerea că s-ar mai revigora activitățile din județul Gorj. Pentru că mulți oameni care nu se mai întorc la Târgu Jiu iau decizia asta cu durere în suflet să nu se mai întoarcă. O ia ca pe o chestiune de ultimă variantă. Foarte multe resurse bune care pleacă din Gorj s-ar întoarce la Gorj. Puțin sunt cei care au povestea aia, vreau eu să plec pe nu știu unde, în țări dezvoltate și în orașe mari. Mulți rămân acolo pentru că nu au alternativă. Și atunci acei oameni ar fi foarte ușor de redirijat spre a se întoarce la Târgu Jiu dacă ar vedea aici un mediu de oameni sănătoși la cap. Și un mediu în care profesionalismul lor ar putea să-i ducă într-o poziție din care să își... Și avantajeze pe baza experiențelor și studiilor, exact, și cunoștințelor adică pe care le-au acumulat. Exact, adică eu cred că 7-8 ani ar trebui ca treaba asta să funcționeze impecabil, nu știu în ce context ar putea întâmpla, astfel încât să mai atragem înapoi din valorile care au plecat de la Târgu Jiu. Un oraș fără valori sau un oraș din care știm că valorile fug, e un oraș cu puține perspective. Și devine un oraș și fără suflet, până la urmă. Că e și... Există și, latura aceasta socială. În Târgu Jiu, oamenii nu mai socializează. Nu mai vezi o atitudine a oamenilor unul față de ceilalți de apropiere. Problemele, necazurile, fac să fie cât mai distanți unii față de ceilalți. Apare o discrepanță între păturile sociale. Pătura de mijloc nu există în Târgu Jiu. Este mult subdimensionată și unde nu există pătură de mijloc, nu există nici prosperitate. Aia trebuie să fie baza unui oraș.
La noi avem oameni cu venituri minime și câțiva care sunt foarte, foarte, foarte bogați. Pe la mijloc, presărați 1, 2, 3. Noi vorbim de consecințe. Piața și societatea, din punctul meu de vedere, reacționează corect. Reacționează conform cu cele pe care le întâlnește. Cu ce se întâmplă cu realitatea din teritoriu. Exact. Asta a spus că oameni, dați-mi câțiva exemplu de câțiva oameni foarte bogați din politică, domnul Rovența. Dar nu ceam. Trei nume, vă rog. Dan Vulceanu? Să luăm și de la PSD. Nu pot să cred că nu știți un nume. Stângă. De la... Care stângă, domnul? Stângă, de la PSD. Este un domn stângă la PSD, un om de afaceri. Și este în biroul județean. Foarte și bucat. Altul de la PMP, spre exemplu, sau de la USR? De la PMP? Da. Adi Rovența? De la PMP din Bar. Nu, n-am nicio treabă, n-am avut nicio legătură cu statul niciodată. Nu, vorbim de prosperitate, nu de legături cu statul. Prosperitate, vă referiți, până la urmă, vă referiți la afaceri cu statul, nu? Nu, domnule, mă referam la, mă referam la prosperitate. Păi, altfel, prosperitate din politică, ce poți să ai decât afaceri cu statul? Nu știu, dumneavoastră, nu s-a angajat la stat, nu am avut afaceri cu statul, nu... Păi și dați-mi de un alt, dați-mi exemplu, haideți, de la PMP. Nu pot să cred, n-aveți. Doamne, n-aveți. Se rețetea săracii în PMP-ul ăla. Vreau să zic Nicu Davițoi. Nu, puteți să spuneți ce vreți dumneavoastră. Dar nu știu ce afacere are președintele. Puteți să spuneți de orice vreți dumneavoastră. Afaceri, nu știu dacă are afaceri. Eu știu afacerile pe care le... Doamne, e sărac sau nu Davițoi? E sărac sau bogat? Cum e? Cred că are o avere. Nu știu dacă deci nu e nici sărac, nici bogat. Cred că are o avere destul de bună, dar nu știu să-mi vă spun. Nici măcar nu știu. Bun, dar are casa. N-am fost la nu pot să cred că n-ați fost la casă. Păi, deci, ați mers la Tele3 la emisiune? Păi, da. Și nu știți unde are casa? Nu. Nu știu, nu m-a interesat. E o variantă de lucru. Da, el vă știe, unde am eu casă. Bine, eu nu pot să cred că sunteți membri în conducere și nu știți, da, fiecare unde stă sau când. Nu știu ce are. Este o întâlnire de urgență, vin, te iau eu din locul cu tare. Are o mașină medie, are un Audi A6 din ce am văzut. Ce vreți să vă spun? Să vă spun conturile din bancă? Apar nu am, vă că nu știu. Da. Nu știu dacă are afaceri, dacă n-are afaceri cu statul, nu știu afaceri zic, care le știți. Eu nu înțeleg, deci păi nu, da, stăriți imediat cu o pletoare, păi dacă e vorba de Nicu Davițoi, de stăriți imediat, pac, s-a întâmplat ceva, cine trage, unde, de unde trage? Este în tranșee, scot, pac, cascheta la cap, ceva. Domnule Filip, dumneavoastră vreți să vă spun un următorul lucru. Eu știu că președintele are cu tare, cu tare și cu tare. Nu știu. Dumneavoastră extrapolați, eu vă pun doar o întrebare inocentă, de care dumneavoastră începeți cu o încearcă disertație. Înțeleg trimiterea, că trimiterea era clară. Nu era nicio trimitere, o simplă întrebare inocentă. La care dumneavoastră putea să răspundeți exact cum dictează conștiința sau cum doreați dumneavoastră. Nu știu. Nu știu. Corect. Domnul Radu Miruță. Eu vă spun despre oameni care au câștigat din politică și sunt membri de partid și sunt politicieni. Eu despre asta vorbim. Vă dădui două exemple care au câștigat din politică și sunt politicieni în continuare. Și de la PMP este sau nu domnul Nicu Davițoi? Nu știu dacă a câștigat din politică. Nu știu. A pierdut? Nu știu. Nu știu. Nu știu. Dacă știam, spuneam. Nu știu. Domnul Iruță, dați-mi exemplu de trei politicieni bogați, alții decât cei care am amintit. Sunt filmul, n-am numărat la... ouăle, nu, deci un politician. Stați că nu mergem la cornul acum să ne referim la Adrian Stase și la... Pentru mine nu asta. Dar ești de la gust. Păi nu, dar ca să știi și respiratorul logic, spune lucrurile pe nume. Nu am cum să spun eu așa ceva despre cineva despre care nu știu concret. Că văd eu că epatează cu o mașină, cu nu știu ce, prin oraș și activitatea și ce decide dumnealui. Eu judec oamenii politici din perspectiva rezultatelor lor față de alegătorii pe care îi cetățenii care se uită vor taxa menajamentele astea pe care le faceți și dumneavoastră și la adresa. Dar să taxeze cum consider eu, vă spun în ce privește. Dacă nu știu. Stați, domnul Rovența a spus, dar dumneavoastră chiar nu spuneți niciunul. Eu vă spun ceea ce privește pe Radu Miruță. Nu, deci de la PSD nu puteți să spuneți unul de la PNL. Activitate înregistrată la finanțele publice. Nu vorbesc de dumneavoastră, sau ce nu vorbesc de dumneavoastră. Și câștigă bani exclusiv din activitatea intelectuală. Ăla de la PSD are bani, ăla de la PNL are bani și ăsta al de la, nu știu, domnule Rovența, de la putea să vă spun, dar Radu Miruță vorbește pe chestiuni pe care le poate controla și dovedi. Eu nu știu conturile bancare ale acelor oameni. După ce vrei să jude? După costumul, după cămașa, după mașina pe care o are? Nu, poate după declarația e un handicap pe care eu îl am pentru, în această zonă, dar eu nu știu conturile bancare ale oamenilor politici din județul Gorj. Pentru că niciodată nu m-a interesat așa ceva, vă spun cinstit. Pe mine m-a interesat și m-am uitat acum câtva timp ce facultate au absolvit,
pe unde au făcut doctorate, conducătorii de instituții, cam ce rezultate au avut profesionale. Cu ceva asta, faptul că da, și Ion Călinoiu are un doctorat în agricultură? Nu, mă rușinează, să știți. Eu am renunțat la serviciu, am stat 9 ani în cămin și plecat prin diverse țări ca să-mi termin un doctorat de care sunt mândru și care și acum mă ajută și mă face să câștig bani. Dacă există și alte metode de obținere a doctoratului, cum văd și cum bănuiesc că există, e o rușine pentru cei care generează așa ceva. Doctoratul se obține pe niște articole științifice publicate, pe niște rezultate concrete, pe niște, cercetare, pe niște conferințe unde tu prezinți așa ceva, unde lucrurile nu se pot întâmpla decât dacă știi ce-ți vorbește acolo. Dacă există și alte metode, eu sper să fie din ce în ce mai scurte și mai puține. Păi dar nu mai exista practica aceea, te duci la Herculane, turist, te întorci jurist, după care te duci nu trimiteți în derizoriu, s-au luat doctorate la cele mai prestigioase universități din România. Da, era o fabrică de doctorate. Pe ochi frumoși, vă garantez că peste tot s-au luat. Mă îndoiesc că la cele mai prestigioase peste tot s-au luat. Ați văzut lista cu cei din guvernare, care generați și așa mai departe, care au ieșit pe bandolantă cu doctorate. Dar nu vă supără, dar nu înseamnă că e o universitate prestigioasă. Da, au luat la marea majoritatea universităților din țară. Vorbim de Prahova, vorbim de București, vorbim de Timișoara, vorbim garantat, de Arad. Garantat, și Timișoara. Dar, nu vorbiți la centru universitar, că nu înseamnă că București toate facultățile deci, vorbesc, sunt. N-am vorbit la modul general. Am vorbit că există universități care au dat titluri de doctorat, cel puțin la printr-o metodă controversată. Lucru amintire toată presa centrală. Plagiaturi deci, Da, doar că universitățile nu sunt considerate de mine prestigioase. Atât dată vreau să vă spun. Da, nu spun că nu există, dar nu le consider prestigioase. Dumneavoastră știți care e metoda ca un articol să fie publicat? Radu, crezi că Politehnica București n-a dat niciun... Eu am văzut aici o anchetă a colegului nostru de presă, Narcis Dajiu, care l-a vizat pe rectorul Universității Constantin Brâncuș și din acea perioadă pe Adrian Gorun. Și omul acela, în momentul în care Narcis Dajiu a cerut cărțile pe care le-a scris, le-a secretizat, nu știu ce a făcut la facultate și le-a dat un Narcis Dajiu. Articolele... Dacă Dajiu n-a putut să le ia. Și nu i-au fost puse la dispoziție. Păi sunt publice, teoretic sunt publice. Dacă Narcis Dajiu a făcut nenumărate demersuri și o să facem o emisiune pe tematica aceasta, așa, a făcut nenumărate demersuri și nu i s-au pus la dispoziție să vadă, pentru că l-a suspicionat în foarte multe situații prin articole postate și universitatea a refuzat să-i pună la dispoziție materiale solicitate. Eu vă spun experiența pe care am avut eu. Nu am făcut 10.000 doctorate și nu știu neapărat cum fac alții. Eu vă spun că după ce muncești 2 ani de zile și reușești să-ți fie aprobat un articol, articolul nu ți se publică până cât tu nu mergi în țara respectivă să-l prezinți. Că așa se presupune că eu vă dau dumneavoastră bani, dumneavoastră îmi scrieți un articol și îl contorizez eu. Nu se întâmplă treaba asta până cât tu nu mergi acolo să-l prezinți. Acolo ești în fața celor mai buni oameni din lume în domeniul tău care te mănâncă pe pâine. În care te duci cu articolul pregătit și te întorci cu el vag de nu ți-l mai publică. E o chestiune dureroasă pe os pentru a putea face așa ceva. Eu nu știu alte metode. Și mă uit la oamenii care au făcut așa ceva și care trăiesc în așa ceva. Că domnul I și Y și Z a făcut așa ceva, e rușinea școlii respective. Vreau să vorbiți din punct de vedere al normalității și al unei relații funcționale între cadre didactice și susținătorii de doctorat, respectiv doctoranzii și anume doctoranzii. Dar la noi ne uităm și asistăm de fiecare dată neputincioși la ceea ce se întâmplă în mediile universitare și vedem nenumărate astfel de metode controversate prin care vedem astfel de doctori ieșiți pe bandă rulantă, dar care au pregătirile undeva lăsate la mediul liceal, cel puțin. Domnul și uitați-vă, luați cazul în momentul de față, modul în care vorbește primul ministrul Viorica Dăncilă și modul de comportament pe care l-are când pleacă la reprezentanții Uniunii Europene. Dar am auzit miniștri și lideri de partide politice care afirmau fără nicio tremurat de obraz faptul că plagiatul nu e chiar așa mare problemă. Spuneau la modul au spus mai... că l-au practicat. E cel mai grav lucru care se poate întâmpla. Nu furi o găină, nu furi un porc, nu furi milioane. Furi munca intelectuală a unei persoane, munca intelectuală la muchia performanței. Și fără măcar să o citezi undeva. Pentru că e varianta și cu autoplagiat. Dacă te tot citezi pe tine și faci un articol dintr-un alt articol, ambele ale tale, e autoplagiat. Nici aia nu se consideră ca activitate universitară. Probabil politicienii au o meternă și anume meseria adevărată să fură și probabil tot asta consideră când... De așa se practică în politică. Domnule, meseria adevărată și de asta să meseria fură. E brățară de aur, de aia să fură. Și după aia au intrat la universitate și în mediul universitar și de acolo au aplicat în continuare această... Eu am alte principii despre viață și despre profesie. Se poate întâmpla să se dovedească la finalul vieții mele că au fost proaste, pentru că societatea asta nu cred că...
e încântată de astfel de lucruri și funcționează probabil pe astfel de criterii. Dar cu astea am fost crescut, în astea am crezut tot timpul și nu mă dezic acum de ele. Încep să-mi dau seama că s-ar putea să fie o variantă proastă. La fiecare intersecție a vieții eu am ales drumul cel mai greu, crezând că dacă merg pe un drum mai greu, rezultatul va fi pe măsură. Nu tot timpul e așa. Deci nu tot timpul. De multe ori poveștile astea cu scurtături, cu polit de cameră, s-ar putea să-ți aducă un beneficiu mai mare decât trasul ăsta în neștire la bolovan după tine. Dacă ați fi un tânăr absolvent de universitate, domnul Rovenț, aceeași întrebare valabilă și pe dumneavoastră, domnul Miruță, ați trăit în Târgu Jiu, nu ați avea nicio sursă de venit decât salariul în care v-ați angaja în mediul privat, să spunem, pentru că nu aveți părinții cu bani, nu aveți pire, nu aveți relații. Ce ați face în momentul de față? Aș lucra pe domeniul pe care am terminat facultatea? Pe ce doriți dumneavoastră lucrați? Dacă aș lucra pe domeniul pe care am terminat facultatea, aș încerca să capăt cât mai multă experiență în teren, vorba aia, la locul de muncă, pentru că de multe ori sunt diferențe. Se practică calificarea la locul de muncă de obicei, dar nu, vreți nu mă refer la calificare. O garsonieră, vreți un apartament, vreți o mașină? Din punct de vedere material... Cum vă susțineți cheltuielile acestea? Păi, din punct de vedere material, singura variantă ar fi să capă suficientă experiență încât să pot să-mi deschid și eu, la un moment dat, o afacere, un domeniu în care activez eu. Care să fie ala. Dar nu American toate, Dream, ca să zic așa. Nu toate domeniile de activitate permit deschiderea unei afaceri. E corectă și varianta asta. Dar o spun eu pe, cel puțin pe inginerie. Eu sunt inginer TCM. Da? Inginerie mecanică, aș încerca să înțeleg cât mai mult din meseria pe care o practic. Ce-i sfătuiți atunci pe tinerii ingineri, economiști, juriști, profesori care ies dascăl să facă, având în vedere salarii extrem de mici pe care le au? Adică salarii în jurul la 2000 de lei. Să nu mai voteze PSD. Deci ce poți face cu un salariu de 2000 de lei? Pentru că marea majoritate se regăsesc în jurul acestei sume plus sau minus, adică o cantitate neglijabilă. Cum poți susține plata unei rate la o garsonieră sau un apartament cu două camere? Să încerce să înțeleagă cât mai mult, să lucreze în domeniul în care și-au terminat facultatea, să încerce chiar să și aștepte dacă e nevoie până găsesc un loc de muncă în domeniul în care au terminat facultatea, după care să se orienteze spre fonduri europene sau spre alte surse de finanțare. Domnul și să încerce să-și deschidă propriul business în domeniul respectiv. Sigur, cât se poate. Ar fi aplicabil un pic înainte de întrebarea dumneavoastră. Adică eu i-aș sfătui să învețe cât de mult pot ei așa în neștire, într-o spaimă. Să învețe de frică. Pentru că la un moment dat bagajul ăsta de cunoștințe va fi greu de umilit. Va fi, dar va fi mai greu. Întrebarea dumneavoastră se referă la un moment postum, adică la un moment în care i-au terminat parcă povestea cu învățatul. Și vorbim de integrare în câmpul muncii și necesitățile la vârsta de 23, 24, 25 de ani, când ai nevoie de o garsonieră, un apartament, o mașină. Lucrurile sunt variabile, pentru că mulți mai au câte o gospodărie pe la țară, mai sunt poate ajutați de pensia unui părinte, a unui bunic. Dacă nu au nicio variantă decât aceea strictă în care... Ajutorul e infim, adică ce-ți trimite mama, bunica de la țară, mai tai un por, mai pui niște cartofi, mai pui o ceapă, toate lucrurile astea se cunosc, să știți. Se cunosc, eu văd pe... Se cuantifică de o subzistență minimală la care un tânăr trebuie să trăiască. Deci dacă n-are, sunt oameni care nu au nicio variantă. Nu au nici părinți, nu au nici casă la țară, nu au decât un serviciu. Poate dacă au un serviciu... Deci ce-i sfătui să facă? Păi sunt două variante. Dacă au un serviciu din care poate să trăiască la minim și își doresc să trăiască la Târgu Jiu, trăiesc la Târgu Jiu cu speranța unei schimbări în mai bine. Dacă efectiv nu reușesc să-și câștige pâinea de la gură și dacă nu au un serviciu, orice om trebuie să trăiască din ceea ce produce, să-și găsească o metodă oriunde în lume, asta astfel încât să-și poată trăi. Pentru că discutăm despre situația în care omul nu are, dacă are un serviciu, cu acei 2000 de lei mai e greu de a trăiește. Dar sunt oameni într-o situație mai proastă decât atât. Nu au niciun serviciu. Nu au, și sunt oameni care sunt bolnavi, sunt oameni care nu pot face munci fizice, că te angajezi împins de paleți. Dar sunt oameni care nu pot să facă... L-am împins de paleți. Așa că s-a înțeles. L-am împins de paleți. Sunt oameni care nu pot să facă astfel de activități. Și atunci, nu, sigur, te duci absolut oriunde ca să-ți câștigi plinitatea stomacului. În general, mesajele pe care le primim de la telespectatori sunt de o sinceritate brutală și anume m-aș urca în primul autobuz și aș lua calea Europei. Să știți că nu e lapte și miere nici acolo. Eu am lucrat destul de mult. Dar măcar își câștigă într-un mod câștigă mult mai mulți bani. Decent și au ce mânca și nu mai au grijă zilei de mâine.
Asta este problema la noi aici. Sigur că dar sunt sigur de reușit ține și de calitatea umană. Știți care este definiția domnului Rovența unui sistem politic corupt? Vorbim de economiști, juriști, IT-ști și așa mai departe, care nu reușesc aici să facă nimic. În momentul în care pleacă, nu neapărat în țările Uniunii Europene, cât și în America sau în alte părți, acolo după un an, doi, trei, se realizează din punct de vedere material. Atâta vreme cât aici sunt sufocați. Domnul Rovența, vorbim inclusiv de instalatori, vorbim de constructori. Asta așa că vorbim despre altceva. Păi da, IT-ști, economiști. Nu vorbim despre altceva. Vorbiți economiști. Ce face un economist în Anglia? Vă dau eu exemplu, o grămadă care lucrează în diverse bănci sau în diverse instituții financiare de evaluare. Nu, mai sunt situații. Ba da, sunt vârfurile aici. Nu sunt vârfurile, vorbim. Atâta vreme cât acolo se pot realiza fără probleme și la noi întâmpină probleme meseriile, constant. Meseriile, într-adevăr, se caută în afară. Meseriile, adică școlile profesionale. Dar altceva, economiști, nici inginer nu îți găsești chiar așa de ușor un post care să fie echivalată diploma din România în afară. Da. Și atunci nu ești chiar așa de realizat. Nu e chiar așa de ușor. Discuția era un pic într-un alt context. Discuția era la limita subsistenței. Era oameni care... Am ajuns, colegii, fac semn că am ajuns aproape la finalul emisiunii. Vă mulțumesc pentru participare, președintele USR Gorj, domnul Radu Miruță. În continuare primim mesaje, o să le citim cu ocazia următoare. Alături de noi a mai fost și președintele PMP Târgu Jiu, domnul Adi Rovența. Vă mulțumesc că sunteți calificată alături de noi prin mesajele pe care le trimiteți și prin susținerea pe care ne-o acordați. Vă spun seara plăcută și rămâneți în continuare alături de Acces TV. Mâine emisiuni interesante pentru noastră, dar până atunci nu uitați să ascultați Radio Omega, muzică bună și știri interesante pentru noastră. La revedere, numai bine!